Doamnelor și domnilor, am revenit aici la Agricultura la Raport. Vă reamintesc invitații mei din această seară, domnii Mihai Aron, Ion Păunel și Marian Vișu Iliescu. Discutăm despre accesarea fondurilor europene. Dumneavoastră aveți la dispoziție un număr de telefon 031 405 2800. Acolo așteptăm toate întrebările dumneavoastră vis-a-vis de accesarea fondurilor europene și mai vă puteți adresa oaspeților mei prin intermediul paginii noastre de Facebook AgroTV-Agricultura la Raport. Domnul Costel din Bragadiru Ilfov ne-a scris pe pagina noastră de Facebook următoarele. Ce cod CAEN principal trebuie la SRL să pun pentru înființare livadă, pom și arbuși fructiferi? Dacă înființăm SRL în august cu tinerii fermieri, mai putem să accesăm fonduri pentru înființare livadă? Nu. No. Da, se poate, nu are nicio legătură, ca să începem cu partea finală a întrebării, da, nu are niciun fel de legătură. Poate să acceseze și tânărul fermier. Și după ce a tranșa 2. Dar dacă ar fi tehnic vorbind, nu se consideră adică se consideră acum a fi a se instala. Nu se exclud cele două. Iar după aceea codul CAEN, cred că ar trebui ca și sfat, că e greu pe de rău, un mic drum la Registrul Comerțului să se intereseze de acel cod CAEN sau de ce nu ar putea să intre pe un portal pe internet și să caute acel cod CAEN. Este relativ oricum sigur. Este un cod de producție, va începe cu 01. Da, 012 probabil, da. Ceva de genul acesta. Bun, domnul Nicolae Eftimie din județul Călăraș este alături de noi prin telefon. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! În legătură cu proiectele astea care se spune că va veni în vară, care s-ar aproba dacă a apărut în ghid undeva, că am fost astăzi la Călăraș, la Ministerul Agriculturii, și eu am avut... La Direcția Agricolă, da? La Direcția Agricolă, da. La serviciu de tot cu proiecte. Și mi s-a spus că cei care am închis, nu l-am terminat proiectul 141, nu mai avem... nu ni se mai aprobă. Dumneavoastră când m-am sunat acum vreo lună de zile, și am zis că nu mai e treabă cu ce a fost. Da, puteți să ne explicați... De principiu, pentru că nu cunoaștem foarte bine speța, dar de principiu, un beneficiar de 141 este beneficiar de măsura 6-3, dar trebuie discutat de la fiecare fermier în parte, pentru că, într-adevăr, sunt anumite cazuri unde cei care au beneficiat de măsura 141 nu mai pot să acceseze măsura 6-3. Dar încă o dată, sunt cazuri particulare, dar dacă general vorbind, sunt eligibili fără nicio problemă. Omul mi-a zis în burtă, nu s-a uitat pe niciun fel de document și mi-a zis că nu se mai poate. Deci eu l-am avut 141, l-am dus 3 ani, n-am știut să fac planul de n-ați mai continuat. Nu l-am continuat, dacă nu mi-a zis nimeni cum să facă, nu era problemă, nu era greutate mare, dar dacă n-am știut. Am și înțeles. L-am închis la anul 3. Oricum mi-l închidea dacă nu aveam planul de afaceri. De-aia am revenit cu un telefon ca să mă lămuriți, să poate că vreau să fac acum, dacă se deschide ceva cum mi-ați promis, că nu mi-ați promis. Că se aude că se deschide ăsta de 15.000 de euro, cât Dumnezeu e. Nu, 15.000 de euro este suma pe care o puteți primi prin măsura 6-3. Ascultați-mă puțin, vă rog frumos. Dumneavoastră, dacă aveți mai mult de un an de zile de când ați terminat cu măsura 141, chiar și cei 3 ani și aveți contractul reziliat cu AFIR-ul, puteți beneficia de sub măsura 6-3, chiar dacă nu ați mers nici în anul 4, nici în anul 5. Dacă nu este mai mult de un an de zile și nu aveți contractul reziliat cu AFIR-ul, nu puteți continua. Deci numai în cazurile acestea. În cazul dumneavoastră, sunt convins că ați aplicat pe măsura 141 pe național, nu pe un gal, pentru că mai sunt cazuri care au aplicat pe gal și nu au mai mult de un an de zile. Corect. Aveți acasă, sigur, o notificare de reziliere a contractului pe măsura 141. Dacă nu, cu siguranță o găsiți la OJFIR Călăraș, sau nu am înțeles de unde este dânsul. Da, Călăraș.
Călăraș. Da? Călăraș și acel document, consultantul dumneavoastră, va trebui să-l depună obligatoriu la întocmirea cererii de finanțare pentru măsura 6.3 atunci când se va deschide. Și se deschide, dacă puteți să-mi spui și mie, mă lămuriți, e posibil. Din informațiile noastre și informații aproape sigure, să zicem, să parafrazăm pe cineva din statul român, aproape sigure, se va deschide în semestrul 2 al anului 2019. Suma alocată, cum spunea și mai devreme, este de 42 de milioane de euro. Păi, v-am deranjat ca să vă întreb, să mă lămuriți, ca să știu dacă pot să demarez... Da. Chiar, chiar, ar fi chiar nu ne-ați deranjat, să știți. Chiar este indicat. Chiar asta este indicat, să vă duceți la APIA, să vă declarați suprafețele până pe 15 mai. Ar fi bine să vă schimbați și forma de organizare. Dacă așa, păi de asta v-am sunat, că vreau, am întreprindere familială și vreau să bag pământul pe întreprindere familială. De-aia v-am dacă sunat. Aveți întreprindere familială, este foarte bine. Asta vă sugeram și noi. Să am avut-o, este mai bine de 2 ani. Și perfect. De asta, ca să bag pământul pe întreprindere familiară, de-aia v-am... Da, poziție de la registrul agricol pe IFE-ul, luați teren în arendă sau aveți în proprietate, adeverința... Da, am și arendă și proprietate. Perfect, perfect. Știți care sunt pașii, exact ca la 141, deci nu e... Da, da, da. Păi nu, da, v-am sunat că mi-a zis cetățeanul ăla, că tot a proiectat la Călăraș, că, nu știu, dar nu s-a uitat părincher, nu mi-a zis să uite, să vadă cum e, cum am fost. Mi-a zis, nu mai faci, domnule, nu se mai poate. Am înțeles, acum este un cetățean sau un angajat al unei instituții din... Angajat al... E, poate ați nimerit și noastră, alt compartiment, n-ați nimerit acolo unde trebuie. Știți că sunt mai multe direcții acolo și... Deci e un angajat care s-a ocupat și până acum tot cu proiecte. Da, n-ați fost de 1 aprilie la respectivul, nu? Nu, azi am fost. A, e bine atunci, da. O fi fost pauză de masă. Nu, eu îl cunosc mai de mult, că am mai fost încă două persoane acolo, erau mai... Și e mai glumeț așa omul. Nu, e mai... Probabil că nu e arcă de muncă și probabil că din cauza aia. Mai glumim și chiar așa. Mai glumim. Deci oricum, aici ați primit o informație clară și corectă de fiecare dată. Mă bucur că ați reușit să intrați în direct. Noi v-am spus că puteți accesa această sumăsură. E bine să luați legătura cu un consultant de-al noastră din zonă sau dacă nu, cu specialiștii de la Direcția Agricolă Călăraș. Deci pot să pregătesc actele pentru cam în ce lună? Neapărat. Trebuie să începeți de ieri. De la 1 aprilie. Nu, nu. Adică cât mai repede. Mai repede, nu de la 1 aprilie. Da. Bine, vă mulțumesc. Și dumneavoastră vă arde de glume. O zi frumoasă, o seară frumoasă, Doamne ajută. Sănătate, numai sănătate, bine. Numai bine. Sănătate. Domnul Daniel Militaru ne-a scris pe pagina noastră de Facebook ce trebuie să fac pentru a obține fonduri europene în domeniul apiculturii. Câte albine trebuie să am sau ce trebuie făcut mai exact? Ce îi răspunde? Spun că tot la măsura 6.3 se gândește cel care ne-a scris. În jur de 80 de familii de albine sau o să facem un calcul imediat. 80. Deci de sus trebuie să aibă cam 80 de familii de albine. Să aibă o vechime de când este înscris la APIA sau la DSVSA de minim 24 de luni, minim 8 clase. Dacă nu are studii liceale în domeniu sau în domeniu agricol sau studii superioare, ar fi bine să facă un curs de apicultor pentru că mai câștigă ceva puncte și de acolo și să-și facă o formă de organizare. Anul acesta am sugerat pentru toți care vor să accedeze sub măsura 6.3 ca această formă de organizare să fie întreprindere familială sau SRL. Bun, domnul Florin Matei. Mă numesc Florin Matei, am 18 ani, sunt student, am vrut să accesez un fond european pe tânărul fermier și n-au fost bani. Nu mă băgau în registru. De ce tineri ca mine n-au prioritate și au cei cu mai multă vechime? Dacă vorbim de măsura 6.3, așa s-a impus în perioada 2014-2020 o vechime de minim 24 de luni. În orice formă de organizare, ca persoană fizică, ca PFA, ca IFE sau ca SRL, iar la sumăsura 6.1, presupun că fiind și tânăr, nu se cerea această vechime. Într-adevăr, fondurile s-au diminuat pe an ce a trecut, dar are și vești bune, dacă așteaptă și e destul de tânăr. 2021, spuneam și în alte emisiuni, tinerii fermieri vor fi foarte stimulați, iar suma la care pot ajunge este de 100.000 de euro. Și deocamdată e, înțeleg, student. La 18 ani bănuiesc că e anul întâi,
tocmai prinde bine în 2021, perfect, că trece de anul 2 și echivalează cu, cu studiul liceu. Până începe nouă prevedere, cam termină facultatea. Bine, și... presupunând că este student, dar nu am spus, probabil la, probabil, USAM, mă rog, Universitatea. La USAM, de... Noi sperăm că este, da, corect, a spus specifica dumneavoastră. Deci are toate șansele în nouă prevedere, 2021-2027, pentru că tot din informațiile pe care le avem, cei care au studii superioare în domeniu, cei care au studii liceale, cei care au cursuri de calificare în domeniu și în acel, și în acel exercițiu financiar vor fi mult mai stimulați decât cei care nu au acest de fapt, tip este de studii. De fapt, este una din condițiile care au fost valabile sau au fost preluate din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 pe această componentă de formare profesională. De formare profesională. Bun, doamna Ioana Marin din Vrancea este alături de noi prin telefon. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Fiul meu a avut o cultură de porumb zaharat și dovleac plăcintar anul trecut. Da. Și având în vedere că fondurile au fost foarte mici, nu a mai depus proiectul 6.1. Și a deschis o întreprindere individuală. Așa. Acum, din ce am înțeles de la domnul consultant, și dacă o închid nu e bine, și dacă o las activă iar nu e bine, că până în 2021 depășește 3 ani de activitate. Da, domnul consultant are și el o mică dreptate, dar ceea ce înseamnă noua politică agricolă comună, 2021-2027, încă nu s-au luat deciziile finale. Din discuțiile care s-au purtat de-a lungul acestui an și se vor mai purta, se pare că data de referință va putea crește chiar de, până la 5 ani sau chiar 7 ani de zile. Iar vis-a-vis de această vechime, nu știm dacă nou, nimeni nu poate să vă dea un răspuns acum ca nou PNDR se va considera o vechime de minim 24 de luni, de minim 36 sau minim 12 luni. Iar totuși ar trebui să mai luați în calcul un lucru, că în momentul în care dacă dumneavoastră ați fost înscrisă la APIA de anul trecut, atunci o să vă ia ca bază înscrierea la APIA. V-ați înscris? Da, băiatul a fost înscris asta, am înțeles. Este înscris la APIA, dar începând de anul acesta... Încercăm să schimbăm este culturile. Scris la, nu contează culturile, este scris la APIA pe forma de organizare, întreprindere individuală, da? Da. Am înțeles. Și deci, nu știm ce să facem, să o închidem, că dacă nu mai punem... Și dacă o închideți, doamnă, și dacă nu o închideți, asta vreau să vă spun, dacă data de referință va fi de 12, de 24 sau de 60 de luni, în istoricul APIA vă veți regăsi exact cu acel ro. Adică dumneavoastră vă regăsiți cel băiatul, din 2018, da. Băiatul, exact. Dar nimeni nu știe care va fi această perioadă. Haideți să ne apropiem de finalul anului, că vom avea mai multe informații și începutul anului viitor cu siguranță. Deci la această dată eu v-aș sugera să lăsați entitatea în pace, chiar dacă vreți mai cultivați, dacă nu vreți mai cultivați, presupun că n-ați mai vrea să cultivați legume pentru că nu vă avantajează. Până nu se va deschide o nouă sesiune de proiecte, puteți cultiva orice, băiatul poate să declare cu ce este cultivat terenul, sau dacă nu vreți să vă ocupați de agricultură, faceți altceva, dar entitatea... Deci este bine să o păstrăm, să nu o închidem. Este bine să o păstrați, pentru că oricum, și în 2007-2013, și în 2014-2020, și cu siguranță și în 2021-2027, când se depune un proiect pe lângă documentele de înființare ale firmei, se cere de fiecare dată și buletinul solicitantului. Dacă este fată, se cere certificatul de căsătorie, de naștere și așa mai departe. Vă caută în baza de date și tot vă găsește. Adică, ca să înțelegeți, există o specificație în ghidul solicitantului în care se spune foarte clar că data care se consideră instalat este fie data când s-a înființat societatea comercială, fie înscrierea la APIA, dar trebuie să fie cea mai recentă, dar să fie în folosul fermierului. Este la un moment dat în ghidul solicitantului o serie de specificații cu semnul exclamării. Este foarte clar. Da. Și de aceasta, dacă el teoretic este instalat anul trecut în 2018, dacă o desfințați, el încă o să apară cu... Acel roșu exact. Este înscris în certificatul de unic de registrare al fermierilor. V-ați lămurit?
cel mai indicat ei ar fi să păstreze întreprinderea, să nu... Cel mai indicat cred că ar fi mai degrabă să așteptăm sfârșitul anului acesta, începutul anului viitor, să vedem cum va fi... Și eu zic să vă ocupați de agricultură în continuare, să fiți pregătită pentru 2021, că cu siguranță băiatul va mai acumula și experiență, va vedea ce înseamnă până la urmă acest tip de activitate agricolă, poate diversifică și culturile, nu mai pune doar porumb zaharat și pepen sau dovleș plăcintar, poate trece și pe o legumă mai profitabilă, varză de toamnă sau băiatul tomate. Băiatul e cu dumneavoastră acasă sau... Poftim? Băiatul e cu dumneavoastră acasă sau e plecat la studii? Acum nu este. Nu este acasă. Este cu mine acasă, dar momentan nu e. El are cursul terminat, cursul acela. Îl are, da? Da. Foarte bine, până în 2021 îi prinde bine, poate se gândește să se scrie și la o facultate de profil, în 3 ani de zile ar putea să o termine sau, de ce nu, poate o pozițială în domeniu și... Nu intenționează. Și... Poftiți? Nu intenționează să facă... Poate îi sugerați dumneavoastră. Nu. Am înțeles, bine, doamnă. Bine. Seară bună, numai bine. Sănătate. O seară bună, sănătate. Ovidiu Poplăcean. Ne-a scris, este din Sibiu, vă întreabă următoarele. Pe măsura 4.1a, ce punctaj trebuie cumulat ca proiectul să fie eligibil? Și dacă se mai deschide măsura anul acesta, menționez că formez un lanț integrat. Cultiv mere, produc suc natural de mere și comercializez produsele prin propriul magazin. Da, dar nu este de ajuns. Pentru a-i da un răspuns cât mai exact, pentru că noi nu știm punctajul pe care l-a avut dânsul, nu știm formele pe care le-a avut proprietate. În mod teoretic, da. Ideea asta e, el ar trebui totuși să se gândească la un punctaj de peste 60 de puncte ca să aibă șanse. Cam un 60 de puncte. Aceasta înseamnă forma de proprietate, într-adevăr. Ar trebui să se gândească dacă are o suprafață, totuși, mă rog, nu extrem de mare, dar nici mică, să meargă poate pe un ecologic. Trebuie discutat să vedem dacă este sau nu într-o zonă irigabilă, astfel încât să poată să meargă pe partea aceasta, mai ales dacă este de reconversie. Trebuie să știm dacă este pe reconversie sau este investiție nouă, pentru că reconversia se punctează suplimentar. Trebuie într-adevăr, iar trebuie avut în vedere că totuși mărul nu este punctat ca și specie, ca și specie exact atât de bine. Poate așa cum, dacă se pretează, dar dacă se pretează solul, pentru că aici trebuie o analiză de sol și trebuie acel proiect tehnic, poate să facă o combinație, nu știu, un măr cu cireș, cireșul fiind majoritar, să poată să mai câștige câteva puncte. Dar... Bun, haideți că avem un alt telespectator care așteaptă să intre în direct cu dumneavoastră. Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Mirela Han, din Ilia, județul Hunedoara. Da, doamnă, vă ascultăm. Așa, o întrebare. Deci, am făcut pe sub măsura 6-3 și aș face pentru a doua tranșă de bani. Dar dacă nu avem titlul de proprietate, nu pot să construiesc platforma. Am făcut pentru zone de deal și acum s-au făcut cu măsurătorile prin primărie, dar nu știu când, că de tot amână. Și nu am titlul de proprietate pentru a construi platforma. Am înțeles, presupun că încă n-au trecut cele 30 de luni de când ați luat prima tranșă. Încă nu, deci mai am mai aveți ceva timp. Bine ar fi să... 5 luni ar fi, dar... 30 plus 3 ca idee, că puteți primi o notificare să mai prelungiți cu încă 3 luni de zile. Cred că 6 luni poate, eu știu, un demers pe la primărie, pe la prefectură, să vedeți aceste documente, pentru că altfel nu puteți. Dacă... Deci pe la prefectură s-ar putea? De obicei știu că acolo se emite, este o comisie de emitere a titlurilor de proprietate. Și poate mergeți la audiență și grăbiți într-un fel sau altul. Sau mai sunt alte două posibilități. Într-adevăr, unul să găsiți un alt teren, să faceți un contract de superficie, pentru că o să trebuiască o construcție, superficie usa uzufruct pe acel teren, sau dacă cumva în zona aveți deja o groapă de gunoi sau platformă care este omologată,
și ar corespunde, adică ar putea să suporte și încărcătura dumneavoastră, să puteți să faceți un contract de închiriere sau cu acel fermier. Deci nu, asta exclus că nu există prin zonă, deci așa ceva nu. Asta așa este, cam în toată țară e o mică problemă. Știu, din păcate ideea este că v-am spus, mai sunt cele două idei. V-am mai spus câteva soluții, da. Da, da. Adică trebuie să găsiți pe cineva care are deja proprietate și să puteți să faceți pe acea suprafață, mă rog. Deci care are, o persoană care ar avea titlul de proprietate pe o parcelă de cât ar veni să fac platforma. Da, exact. Corect, de 10, 15, 20, 50 de metri. Ca poziționare. Exact. Ca poziționare, exact. Deci țineți minte contract de superficie, us sau uzufruct. Bine. Vă mulțumesc. Cu multă plăcere să rămân. La revedere. Bun. Seară bună, numai bine. Doamna, de fapt, domnul Cătălin Anton vă întreabă așa, se pot accesa fonduri pentru deschiderea unei clinici de podiatrie în zonă rurală? Pediatrie? Nu. Podiatrie, da? Tratarea bolilor de picior. Nu, scuzați, chiar. Tot ce înseamnă activitate non-agricolă, de medicină, exact. A fost... Sunt măsurile 6.2.6.4, deocamdată tot la fel ca și sfat, ar trebui să aștept să vedem ceea ce înseamnă parte de realocări, dacă mai sunt. 6.2 discutăm de 100% nerambursabil în cazul lui 70.000 de euro, 200.000 de euro pe măsura 6.4, activitățile medicale și umane mergeau până la 90%. Bun, domnilor, vă propun să vedem știrile la par, după luăm publicitate și apoi ne reîntoarcem la agricultura la raport. MEADR anunță prelungirea termenului de depunere al proiectelor pentru submăsura 16.1a, sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse în sectorul pomicol, până la data de 10 aprilie 2019, ora 16. În prezent se derulează sesiunea de depunere de proiecte aferentă submăsurii 16.1a, care contribuie la promovarea inovării și cooperării în sectorul agroalimentar, prin dezvoltarea de proiecte pilot și de noi produse, practici și tehnologii. Sesiunea de depunere a cererilor de exprimare a interesului aferente etapei 1 s-a bucurat de un interes deosebit în rândul potențialilor beneficiari, fiind depuse un număr de 73 de cereri aferente submăsurii 16.1a. După finalizarea procesului de evaluare și selecție aferent etapei 1, au fost invitate în etapa a doua de depunere, în cadrul submăsurii 16.1a, un număr de 17 potențiale grupuri operaționale. Instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor. În ședința din 19 martie 2019, Guvernul a aprobat hotărârea pentru modificarea și completarea hotărârii Guvernului numărul 1179 din 2014, privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor. Astfel, actul normativ stabilește valoarea totală maximă a ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor pentru anul 2019 de 72.075.000 de lei, din care 34.525.000 de lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine și ecvine, respectiv 37.550.000 de lei pentru speciile ovine și caprine, iar aceasta se asigură de la bugetul de stat prin MEADR. Având în vedere că pe parcursul unui an, în exploatațiile de creștere a animalelor au loc variații ale efectivelor, prin această hotărâre se reglementează posibilitatea rectificării cererii inițiale și ajustarea sumelor solicitate în cazul în care se înregistrează diminuări de efective mai mari de 10% pe beneficiar. Ajutoarele sunt furnizate sub formă de servicii subvenționate micro-întreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, respectiv întreprinderilor individuale și familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice care dețin certificat de producător sau atestat de producător, după caz, precum și persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole. Cererile de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire și menținere a registrului genealogic al rasei, precum și pentru serviciile de determinare a calității genetice a raselor de animale, completate de către solicitanții prestatori ai serviciilor, se depun lunar sau trimestrial, conform opțiunii menționate în cererea inițială, în termen de 20 de zile lucrătoare, următoare încheierii lunii ori trimestrului pentru care se solicită ajutorul de stat.